Înapoi la o ediție specială pe fondul unei întâlniri maraton la PSD. În continuare se distribuie ciolanul, cum spuneam aici. Domnule Prigoană, la PDL spuneați că lucrurile erau aranjate de mult. Nu PSD-ul... aranjate, nu erau lucruri aranjate. Erau pregătite. Erau pregătite pentru preluarea puterii. Deci, haideți să vă spun ce s-a întâmplat între sânii partidului la noi. Care s-a hotărât că biroul BPN-ul hotărăște. A hotărât dacă eu voi candida sau nu, ne-am depus acolo niște dosare, ei au hotărât că pot să candidez din partea, am candidat. La fel s-a depus niște candidaturi pentru anumite funcții. Niște candidaturi. Unii au îndeplinit condițiile, alții n-au îndeplinit. Stați puțin, deci s-au depus candidaturi pentru funcții de secretar de stat și de șef de companii și agenții de stat la Bineînțeles, PDL? Bineînțeles, absolut. Păi, dar nu poți ca să mergi... Și în felul ăsta evitați cojile care sunt acum la PSD, unde stau oamenii de 6 deci, ore la rând. Deci nu știu ce s-a întâmplat în altă parte, doamne. Nu știu ce s-a făcut la online. Noi. Și haide să fim corecți până la urmă. Nu trebuie cumva țara asta guvernată? Sincer, nu trebuie guvernată. Până una alta sunt guvernați prin ședințe informale de guvern, așteptăm și noi o ședință oficială. Noi am ales cu oamenii ăștia să guverneze prin ședințe informale sau să ia decizii. Văd că de o săptămână se tot întâlnesc și nu iau nicio decizie. Iese unul, spuneți, mulțumim că mă face pe mine vicepreședintele acest. Păi asta așteptați? Toată lumea așteaptă salarii, pensii, mame, ajutor, pe mine nu mă pot mulțumi ședințele informale, pentru că eu constat că la aceste ședințe informale discutăm numai în pozițiile pe care trebuie să le câștige fiecare partid care face parte din această coaliție guvernamentală în toate structurile puterii actuale. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că este un lucru normal. Fiecare partid vrea să ocupe un anumit număr de funcții de secretar de stat. Abia aștept să-l văd și eu pe Nefericitul, care va veni ca secretar de stat în învățământul preuniversitar, pe cel care va fi secretar de stat pe învățământul universitar și modul în care vor ști ei împreună cu doamna Andronescu să gestioneze criza care este mai mult decât previzibilă în sistemul educațional. Lucrurile sunt normale până la un punct. Pe mine mă interesează, de fapt, ședințele de guvern reale, acolo unde se iau niște decizii majore, acolo unde nu se va merge pe ideea că neapărat va trebui să guvernăm prin ordonanțe de urgență, ci se va merge pe ideea că niște legi care sunt votate de Parlament trebuie puse în practică. Asta așteaptă colegii de la noi. Pe de altă parte, dați-mi voie să îmi ridic un mare semn de întrebare. Eu știam că toate ministerele vor fi monocolore. Deci dacă un minister revine PSD-ului sau PDL-ului, ascultați-mă puțin. Deci asta știam, va fi monocolor. S-a modificat în momentul acesta văd că s-a modificat schimbarea și atunci am pun întrebarea. Nu se va merge din nou pe aceeași variantă greșită practicată atâția ani la rând? Adică pe de o parte am un ministru care este de o anumită culoare politică și un anumit grup de interese care va ține cont de acest ministru, iar pe de altă parte voi avea niște secretari de stat sau un secretar de stat care aparține celuilalt partid și care este clar că va avea și partea unui singur partid, vă rog. Putem să avem gândire diferite pe această chestiune, eu cred că este mult mai bine așa. O să vă spun de ce. Ca și cu guvernul dintr-un singur partid, în momentul în care ai monopolul pe un minister, măgările se fac mult mai ușor. În momentul în care ai un control, sigur că și certurile sunt mai dese, dar ai un control din două surse, adică se controlează măcar unii pe alții. Deci, punctul meu de vedere, în ceea ce privește protocolul dintre PSD și PDL, știu că l-am citit din prima seară și prevedea ca în situații excepționale să fie un secretar de stat. Acum este o regulă. Da, au transformat excepțional în regulă, dar vreau să vă spun și altceva. Referitor la secretarii de stat. Eu, de exemplu, sincer, nu mi se pare anormal că vin la competiție. Foarte bine, dar aș vrea să vină cu un proiect managerial. Deci, în orice țară din lume, funcția de secretar de stat e râvnită. Nu o să spuneți că în Anglia aia nu stau, nu se ceartă, nu se bat în partid pentru funcție de secretar. Dar problema este alta. Doamna Chirec, problema este alta. Problema este alta, trebuie să vină cu un proiect managerial. Deci, cel care vrea să fie secretar de stat la învățământ, eu vreau să-l știu, să-l văd, să-i văd fața și să aleg între cei care au proiecte manageriale. Păi vedeți, nu o să-l vedeți dumneavoastră, că de fapt îi văd doar reprezentanții celor două partide politice, atât. Deci, nu este suficient de transparent ce se întâmplă la PSD. Pe experiența ultimilor guvernări, vă spun din start, deci aici va apărea nu neapărat o concurență, că nu este vorba de concurență, v-am spus, fiecare va avea clientela lui. Haideți să fim rezonabili. Se va ajunge la blocare. Eu cred că primează interesul național și povestea cu clientela a rămas. Povestea aceasta cu interesul național, vă spun că de 19 ani este cel mai și vreau să o văd că e pusă în practică odată. O să văd și eu că inspectorii generali nu sunt împărțiți în două parte pe DL, o parte calitățile fizice ale domnului Potriva. Chiar vorbește la interesul național, se gândește. Între fetișcane
Cuvintele astea s-au boernat și dânsului din partea FSN-PDL trimiși în guvern. Păi era de 10 ori mai bun decât mulți de acolo. Vi s-a propus, deci, domnule Prigoană, să faceți parte din guvern? Și asta s-a propus, dar... Și de ce n-ați vrut? Interesul național nu va chema? Nu. Eu am fost trimis în Parlamentul României de către cetățeni și promisiunile mele electorale nu le pot face dintr-o funcție executivă. Deci eu vreau să-i amintesc domnului Nistor că tot în, vă cere, vă tot în anul de grație fatidic 1997, apropo de cadrele didactice, s-a adoptat statutul. Din păcate care, nu ne mai putem întoarce prevede, în timp, domnule prevede o serie de sporuri pe care noastră le criticați. Dar sporurile alea le-au adus atunci cam o suplimentare cu 80-100% a salariilor profesorilor. A fost de asemenea, sunt sporurile din justiție pe care le criticați. Legea salarizării trebuie scoase sporurile și rămase salariile. De ce o să lași justiția la o leafă pe care vrei dumneata să o pui la funcționarii publici? Le-a dat atunci 400-500%. Să faceți să avem o justiție independentă. Dacă eu am rămas, la un moment dat aveam 1800 ca premier și aghiotanții mei râdeau de la SPP, spuneau, ei îmi ridicau leafa, păi se poate, domnul premier, noi avem 5-6 milioane locotenenți pe atunci. Deci și eu, 1800 și am zis, 1.800.000 și am zis, cu noi trebuie să se încheie. Însă vreau să subliniez ceva mult mai important. Și anume, faptul că în toată perioada aceasta, în ultimele două săptămâni, a apărut pe post și un ministru, și altul, și Joana, și Boc, au apărut pe post. De nenumărate ori a apărut și președintele, mai ales la ultima ședință informală de alaltă ieri. Și au spus, fraților, am promis atâtea, marea cu sarea, nu știu mai uitați ce, toate promisiunile. Vă asigur eu că sunt solidar cu voi să nu îndepliniți, să nu respectați nimic. Păi știți de ce nu pot să-i cred că nu știau care este situația? Păi domnul Prigoană spune că știau. Stați să vă spun. Păi dânsul spune, dar e singurul care o spune. Ministrii toți spun, nu știam care e situația adevărată. Și sunt credibili sau nu? Păi incredibile. Cum să fie credibile? În momentul în care PSD-ul, între noi fie vorba, avea cel mai mare grup parlamentar în ambele camere, avea președintele Senatului, avea o serie de președinți de comisii și în plus în ultimii 2 ani a susținut fățiș PNL-ul la guvernare. Cine plus că avea șeful Serviciului Român de Informații, pe domnul Maio? Cine îi putea interzice accesul la orice informație domnului Joană sau conducerii PSD? Pe de cealaltă parte, chiar dacă bieții pedeliști, FSN-PDL, a fost îndepărtat, vezi, doamne, de la putere, păi avea președintele țării, domnule, care în afară de jucatul cu bărcuțele, cu flota care nu mai există, sau cu selecționatul cadrelor noi, păi cine îi rezista? Cine îl împiedica să ceară orice situație care îi se punea în 10 minute pe masă? De la președintele privind venituri, încasări și așa mai departe. Deci cum să vină președintele să ne spună în campanie electorală, fraților, eu n-am știut, dar mă solidarizez cu voi, bun, minciună. Domnul Prigoană, vă rog. Se poate așa ceva? Cine v-a spus care era situația reală? Există surse independente de informații și nu e obligatoriu să te informezi dintr-un raport guvernamental. E foarte ușor de văzut ce se întâmplă pe planetă, să faci o socoteală simplă, să știi cum stai. Problema e alta, există fonduri nelimitate. Problema că ele sunt prost distribuite. Uh-huh. E inuman să nu dăm salariile promise pentru susținerea familiei în vederea creșterii copilului, bonusul care trebuie acordat prin lege, și să ținem 7 televiziuni publice astăzi. Avem 7 televiziuni pe bani public. Aveți ceva care... cu televiziunilor publice? Nu, am ceva cu banul public care se distribuie într-un mod nejudicios. Eu aș sublinea altceva, domnul Prigoană, că deși avem 7, nu se ocupă niciuna suficient domnul de educarea cetățeană. Domnul Ciorbea, legea spune că e voie 2.
Cine a înființat cinci? Dar pe măcar să se ocupe deci de educarea fonduri. Cetățeanului. Domnul, nici domnul acum Ciorbea, eu am încălcat legea. Bun. Și atunci trebuie respectată legea și redistribuite fondurile în mod judicios. Domnule Ion Meionită, astăzi s-a dus Mircea Joană la guvern. În weekend a fost președintele Traian Băsescu. Ce înseamnă toate aceste deplasări? Spuneam, parcă primește colindător Emil Boc. Ce înseamnă pentru el toate aceste vizite? Dacă ieșea vreunul din urma acestor întâlniri, s-a inventat cuvântul ăsta informal acum,